acesta astăzi, într-un mod absolut șocant, am aflat că s-a dat o condamnare de 8 ani. Adică e mai mult decât în gala Bute, acolo unde, nu știu, se vorbeau de sume mai mari, se vorbea de alte de fapte care nu aveau legătură neapărat cu campania de referendum. Și cu toate astea, în gala Bute, condamnarea maximă a fost de 6 ani, iar aici, pentru fapte de participare, presupuse fapte, astea sunt acuzațiile, de participare la finanțarea unor panouri publicitare în campania de referendum din 2009, referitor la reducerea numărului de parlamentari, am primit 8 ani cu executare. Iar întrebarea mea, dincolo de orice altceva, dincolo de faptul că judecătoarea însă își recunoaște că la momentul anului 2009 era valabil codul penal vechi, unde nu exista infracțiunea de luare de mită pentru altul, așa cum a fost calificată faptele unor participanți în acest dosar, eu sunt instigator la luarea de mită, adică la faptul că niște colegi de partid au mers la niște firme și au cerut să se plătească niște panouri. Deci eu sunt instigator. În 2009 însă și instanța judecătoare spune nu exista în codul penal vechi o prevedere care să pedepsească luarea de mită pentru altul. Ea a fost introdusă în 2014 și cu toate acestea mă condamnă. Deci, dincolo de lucrurile acestea care sunt absurde și de neînțeles pentru un judecător cu experiență, cum este doamna Claudia Jderu, care m-a condamnat, eu mă gândesc dacă nu trebuie să existe și o justețe, o dreptate atunci când se judecă un proces. Adică, dacă nu trebuie să evaluezi, dom'le, care sunt consecințele faptelor asupra societății? Ce a avut de suferit societatea? Că s-a ținut un referendum în anul 2009? Care au fost consecințele negative asupra societății, astfel încât să pedepsești pe un om după 12 ani, nu un om, după 12 ani o mamă de copil de 2 ani, să o pedepsești cu 8 ani de pușcărie, adică nu mai avem echilibru în justiția din România, nu mai există dreptate. Pe susținerea dumneavoastră și pe punctul dumneavoastră de vedere, plus pe acea observație cu infracțiunea care nu era la data reținerii faptei, nu era incriminată de codul penal, cui ar folosi să vă facă o nedreptate? Adică, în situația în care ați avea dreptate, că e o nedreptate, cui ar folosi? De ce s-ar preta cineva să facă lucrurile astea? Care ar fi scopul? Uitați, am aflat un lucru interesant în seara aceasta, că nu toată lumea este nebună și strigă, domnule, indiferent cum, să meargă lumea la pușcărie și cât mai mulți ani ca să ne satisfacă nouă un spirit din acest agregat. Mai sunt și oameni normal la cap și am aflat că, spre exemplu, doamna judecător Claudia Jderu, care m-a condamnat pe mine, a scris cărți împreună cu domnul Bulancea, cel care semna rechizitoriu. Și, mă rog, rechizitoriu contrasemnat de doamna Chioveși. Deci, mă gândesc printre motivele care ar putea să fie pentru o decizie atât de abuzivă și de ilegală, că ar fi acela de a da dreptate doamnei Chioveși și domnului Bulancea și de a arăta că nici într-un caz și nici într-un caz în cazul meu ei nu s-ar fi putut să facă vreun abuz și că toate acuzațiile pe care mi le-au adus sunt exact așa. Pentru că fac o paranteză și vă spun, nu doar că am fost condamnată la 8 ani în dosarul acesta, dar doamna judecător Jderu a ținut să mă condamne pentru fiecare acuzație pe care mi-au adus-o procurorii. Adică era suficient dacă vrei, nu știu, să dai satisfacție unora. Ți-au zis unii, bă, orice ar fi trebuie să o condamn pe Udrea. Te uiți și spui, n-am cum, că zice legea că nu era faptă penală. Găseai o faptă, una singură, și mă condamnai acolo și era același lucru din punct de vedere al pedepsei. Ea a ținut să mă condamne și o și citească în sală cu satisfacție pentru toate acuzațiile pe care mi-au adus procurorul Bulancea și cu doamna Chioveși, indiferent cât de, nu, cum să spun, că năstrușnic e un cuvânt frumos și nu se potrivește cu contextul, indiferent cât de aberante au fost aceste acuzații. Okay.